un țigănaș la școală, grăie prostii. Profesoara îl ridică în picioare, al șatră și-a la lungă acasă și zici că fără părința doilea zi la școală, să n-ai și căta. Trece o zi, două, trei, băi, nu vine țigănașul la școală. Profesoara nu înțelege ce se întâmplă și-o hotărât să meargă e la dânsul acasă să vadă care e situația. Se duce acasă la țigănaș, bate mușă, deschide ușa măsă, țiganca, cu un copilaș în mic pielă în brață și încuvodzăși purădei împrejurul ei. Profesoara salută, zice că bună ziua, țiganca zice că bună ziua, dar profesoara spune, ia că eu cu ce întrebare, așa o situație, copilașul dumneavoastră vorbește prostii la școală. Țiganca se uită așa la profesoară și spune, că da, la noi te-ți vorbesc prostii. Dar profesoara zice, cum te-ți? Dar și ăsta mitel din brață grăiește prostii, văd că nici dinți n-are. Dar țiganașul ăla cum șudea în brață, dă buza la o parte și arată cu deși la un dit. Cum l-am dis? Asta și s-o vor fi. Profesoara la școală le spune la copii, dragi copii, vă rog să alcătuiți o propoziție cu cuvintele cred că și pentru. Din prima bancă ridică Măriuța mână, zici că doamnă profesoară, eu am compus. Profesoara zici că Măriuța, te ascultăm. Se ridică Măriuța în picioare, zici că cred că afară va ploua pentru că iese nou rat. Bravo Măriuța, stai jos. Dintr-o bancă mai în spate, Ionel ridică mână. Zici că doamnă profesoară, eu tot am compus. Hai spune Ionel. Cred că mami, tati îmi vă dărâie o bicicletă pentru că de grabă este ziua mea. Bravo Ionel, stai jos. Din spate ridic și Bulă mâna. Bulișor, dar tu ia să vedem ce ai compus. Da, Bulișor zici că bunica a luat o gazetă și s-a dus la liceu. Profesoara nu înțelege și întreabă, Bulișor, dar unii sunt cuvintele cred că și pentru. Cred că s-a dus scaș, pentru că bunica nu știa citi. S-a dus doi vecini la fura cartofi la colhoz pe deal. O strâns ictu un sac de cartofi și s-a pornit cu dus în schinare acasă. O mărți o bucată de drum și o obosit, o pus sa și jos și s-a așezat pe dâns și s-a odihnească, știi? Și un vecin l-a întrebat pe cealaltă, zice, dar tu ce faci cu cartofi? Zice, cum și fac cu cartofi? Mă duc acasă, le duc la femeie mea, el le spală frumușel, le curăță, le prăjește, cu un paharel de gin, după aceea ne culcăm în pat și nici ori să iem tătă noapte, știi? Dar tu și vrei să faci cartofi? Păi stai așa de așa, îți gândești și zici, păi, ca tare am vrut să le duc la piață, dar mă tin ca să le duc și eu la femeie ta. Duci un alcoolic din sat la bar și îi zici la barman. O bere nie, o bere ție și câte o bere la tăți care sunt bar aici. Barmanul ascultă, le dă la tăți o bere, ție și lui una. Alcoolicul este la bie bere și când îți plătească, n-are lei. Barmanul l-a luat la chisar, l-a bătut doamn ferești și l-a alungat afară din bar. A doilea zi vine alcoolicul iarăși. Să aproape de barman și îi zice. O bere nie și câte o bere la tăți care sunt bar. Dar barmanul se uită adunță și zice, dar și nie nu-mi pui bere. Dar alcoolicul zice, uite-o e în dracu, tu cum bei o bere sar la bătaie. Lupul, vulpea și porcul nimeresc în pădure într-o groapă. Vulpea și îți gândește, așa, tac, porcul al mâncăm, lupul pe mine mă trăsnește, las că e bun. Lupul îți gândește, aha, porcul al mâncăm, pe vulpe o trăsnesc, tăiat e normal. Porc și îți gândește, păi ori și n-aș da și n-aș face, oricum mă mănâncă. E cumva să încerc să măjesc soarta și zici la lup, ei lupă, dă-mi voie la ultima dorință. Dar lupul zice, da și dorința aici, păi vreau să cânt. Lupul și zice, când tu ai da și probleme, știi? Și porcul începe cu viței, cuviți, 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 cuviți. Și tămâi pe alături treceau niște vânători. Aude zgomot în groapă, așa e, s-aproche și vede vulpea și lupul și pușcă la ochi și poc, poc și îi împușcă. Dar lupul murind zice că, băi, zice că ia-s prost aici, am avut și mânca, am avut și trăsni și nu trebuie mie concert. De la o oprire se pornește un autobuz. Păi de urmă autobuz, le aleargă un bărbat, doi hărbuși, stoare, aleargă, 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 pasajerii se uit fereastră după dâns și stăvăleu de râs, prăpădeu de râs, știi? Aici s-a la un moment dat scapă un hărbuș jos și continuă mai departe să alergi după autobuz. Aici ești leșinau de râs. Aleargă ăsta cât aleargă și scap și a doilea hărbuș, știi? Și un pasajer scoate capul fereastră, îl strigă pe ăsta, zice, domnule, domnule, nu mai alergați, că oricum a scăpat autobuzul. Și noi să ne chișăm în pantaloni de râs. Dar ăsta cum alerga așa după autobuz, îi strig și zice că voi mușați vă căcați de râs că eu sunt șoferul. Șeful strânge angajații și le spune graficul de lucru. Ei băieți, ascultați graficul de lucru. Luni e zi grea, marți ne gătim de lucru, miercuri lucrăm. Joi ne odihnim, vineri ne gătim de sâmbătă, că sâmbătă e zi de baie, sâmbătă ne băim, duminică ne odihnim, luni iar e zi grea, marți ne gătim de lucru, miercuri lucrăm. Tot ați înțeles, are careva întrebări? A unul ridică mâna și întreabă, domnul șef, eu am o întrebare. Șeful zice, hai spune ce întrebare ai. Aici se ridică în cioare, zice, domn director, mă scuzați, dar și noi chiar azi lucrăm în tătă miercuri, orice. Doi ptiși, doi carliși, intră într-o mănăstire de femei. S-aproche ei de starețul mănăstirii și îl întreabă. Domnul stare, spuneți-mi vă rog frumos, dumneavoastră aici în mănăstire aveți măi și ptiși. Starețul zice că nu, ei, n-avem așa ceva. Dar e în oriași ptiși aveți? Starețul se gândește, păi n-avem așa ceva. Ei, hai, mulțumesc. Ies ei din mănăstire și unul îi zice la cealalt. Și ei, ți-am zis că seara am trăsnit un pinguin. Să duci țigarul cu țiganca la cules și pierzi dimineața.
cum mergeau ei pe o cale ferată, țiganul îi zice țiganșe. Fa pe randă, dă fa să-i dă măi și-a-n trișâni. Randă zice, băi Romică, dar pui ud. Hai dă fa, că n-ai să mai rășești acum. Ridica asta a fost în cap, s-a așează în trișâni și Romică îi dă bătaie. Păi la un moment dat vine trenul. O văs mecanicul cu ceva ies în trișâni acolo și pune frână. Se dă jos când se uită, dar ăștia încă erau un lucru. Și mecanicul îi zice, băi țigani, apă tu n-ai văzut că vine trenul? Da, țiganul îi zice, apă două mecanic am văzut. Dar s-a prinit așa că lupiranda i-a venit, nini i-a venit, trenul i-a venit, dar oprit cine a putut. O tip s-a dus să arunce la tomberon coșul de gunoi. Când a ajuns la tomberon, le să arunce gunoiul și observă 500 de euro cum stau în tomberon. S-a pleacă să iei banii. Când s-a plecat, cade cu capul în jos, rămâne așa cu picioarele afară. Nu putea să iasă de acolo. În momentul ăsta, un om a străzii, un blașcătaș el prin tomberoane. Când se uită, observă picioarele este. O apucă de picioare, o trage la nivelul lui și dă-i bătaie. După ce a terminat treaba, o scoate cu tătul, se uită așa la dânsa și zice că dar pe tine cine dracu te-a aruncat la gunoi? Zău că ești bună! Prieteni, vă mulțumesc că v-ați uitat până la urmă la acest videoclip. Puneți un like, scriți un comentariu și abonați la canal. Dar mai departe vă așteaptă încă și mai multe anecdote, bancuri, glume interesante. V-am salutat!